După despărțirea de soția lui, Daniel Onoriu susține că ar vrea să se căsătorească cu Antonia dacă vedeta ar accepta. Daniel Onoriu îi promite vedetei o viață de lux chiar pe contul său de socializare. Daniel Onoriu o admiră pe artistă și mărturisește că este una dintre cele mai frumoase femei din lume. Daniel Onoriu s-a despărțit recent de frumoasa lui soție, Isabela, însă pilotul de raliuri se gândește din nou la o căsnicie. Cum nimeni nu s-ar fi așteptat, Daniel Onoriu susține că s-ar căsători oricând cu Antonia deoarece o consideră cea mai frumoasă femeie din lume. Dacă în urmă cu câteva zile, Daniel Onoriu mărturisea că se gândește tot timpul la soția lui și că o iubește nespus de mult, de această dată pilotul de raliuri a făcut un anunț neașteptat pe rețelele de socializare. Daniel Onoriu a postat o fotografie cu Antonia și a dezvăluit că o consideră cea mai frumoasă femeie din lume și că ar vrea să o facă patroană la un hotel din Zanzibar, dar și să-i ofere o viață de lux. Ea e cea mai frumoasă femeie din lume. M-aș căsători azi cu ea dacă ar vrea. S-o plimb cu motocicleta. Tare! Cu 340 de kilometri spre mare, să fie patroană în Zanzibar la hotelul nostru pe care îl fac în curând. Să ne luăm un iaht și să stăm la ocean zile și nopți, a scris Daniel Onoriu pe rețelele de socializare. Daniel Onoriu regretă că și-a părăsit prima soție. Daniel Onoriu s-a despărțit recent de soția lui, Isabela, însă pilotul de raliuri se gândește să se întoarcă la prima lui soție, Mihaela. Pilotul de raliuri susține că regretă că și-a părăsit partenera cu care are 3 copii minunați. Eu am avut 2 căsnicii la viața mea. Cu prima mea soție am făcut 3 copii minunați și frumoși. Regret că mi-am lăsat nevasta, pe prima nevastă, pe Mihaela. Nu mă mai primește, dar să știi că acum copiii mei s-au făcut mari și pot să am o discuție părintească și fiul meu cel mare mi-a propus așa, tată, stai câteva luni, vezi dacă îți place de mama, vezi dacă ei îi mai convine de tine și dacă este să faceți pasul acesta, Doamne ajută! Mie mi-ar plăcea să vă împăcați. Și așa că dacă el merge pe vorba aceasta, așa o să și fac. Nu vreau să forțez nimic, pentru că vreau să fiu sigur că vreau să mă întorc la ea, a declarat Daniel Onoriu în exclusivitate la Antena Stars.